Salutare națiune și bine v-am regăsit la o nouă serie de science fiction pe canalul meu. După cum vedeți, încerc jocul No Man's Sky. Da. Un joc care se lansaseră pe la începutul anului 2016, dacă nu mă înșel. Iar eu, fiind în 2019, după 3 ani, m-am decis să-l joc. Pentru că de ce nu? Am auzit că a mai băcat o grămadă de update-uri futute, dar foarte șmechere, din cauza că a retrogradat acest joc, gen a dat probabil faliment sau nu s-a mai vândut atât de des prin acel an, iar apoi, după câțiva ani, a revenit, să zicem așa. Haide să jucăm pe Survivor. Pentru că nu am niciun habar în jocurile de science fiction. Eu nu sunt cu jocurile astea, dar haide să încercăm totuși. No Man's Sky, da! Nice, nice. Sunt tare curios pe ce planetă mă dă acest joc. Și cum o să fie. Deja mă ia somnul. Hai, încarcă-te. He? Wow. La asta nu mă așteptam deloc. Ia să vedem. Ne aflăm pe o planetă fierbinte. Sau poate că doar mă înșel. E chiar tare. Și se pare că jucăm în third person mode. Dar am văzut în trailer că merge și în first person. Ceea ce, na, aș vrea să mă uit în setări. Probabil la opțiuni se află. He? What? Doar nu zici că ăștia au scos first person mode. Că era first person mode. Ce naiba? Aici, na, cum să craftez chestiile alea futute. Dar parcă mergea și în first person mode. Nu știu, nu prea-mi place perspectiva asta. Sincer. Na, se pare că am o problemă cu radiații. Și nu pot să mă feresc de ele. Nu pot deloc. Păi gamioș.
Na. Mamă, ce ciudă am. Sau poate nu mă uit eu bine. Dar am înțeles. O fi ăsta. Ia să încercăm așa. Ba, văd că nu merge. La ăsta nu-ți arată. Nu-ți arată alea. Ce naiba, nu merge first person mode. Trebuie să meargă. Ar fi culmea. Să mă fi fraierit ăștia la bani. Gen, trailerul era doar o vrăjeală și de fapt în joc nu se află first person mode. Pentru asta, bine, am dreptul să fac reclamație, dar nu știu. Îs putoare, nu am chef. Mi-e lene să le fac. Chiar că e culmea asta, nu glumă. Aici e, na, era multiplayer-ul acolo. Na. Pișă-te pe asta. Avem carbon. Am să mor. Cu siguranță am să mor. Nici nu știu unde se află nava. Că scria că trebuie să-mi găsesc starship-ul. Na, haida. Wow. Ah, văd acolo ceva. Știu că e critically damaged în pula mea din cauza radiației. Dar ce să fac dacă nu-mi găsesc nava? Mai ales că nu pot nici în first person mode. Băgam-i-aș. Ia să vedem. Rusted metal. Junk. Na, ia gunoaiele. Ia-le. Și aici. Ce e aici? A, carbon. Destul de tare. Băgam-i-aș pula!
Nici n-am început bine jocul și direct. Muie. Păgameș. A, tot de aici mă dă. Credeam că mă spawnează pe o altă planetă. Mi-am dat seama unde trebuie să merg. Acolo unde e punctul albastru. Dar ar trebui să mă grăbesc pentru că... o să mă omoară iar radiațiile astea futute. A, văd ceva acolo. He? Ok. Să mă duc pe acolo? Hai da pe acolo că sunt înalți munții ăștia și nu putem. Hidrogen. Asta ce e? Nimic. Carbon. Ferit dust. Minerală neidentificată. Trebuie să mă grăbesc, dar nu mă lasă muntele ăsta. Uitați-vă și voi. Wow. Atunci, haide să ocolim muntele, dacă mai avem ocazia. Fuck, 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 fuck. Băgam iaș. Hai, 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 hai. Sper să pot intra. Sper să pot intra. Du-te, 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 du-te. Hai mă. Băgam iaș, unde trebuie să intru? Na, wow, desigur că nu mă lasă acolo. Păi desigur că nu. Pă cine s-ar fi așteptat la așa ceva? Am să mor. Am să mă duc pe pulă. Pentru că de ce nu? Sau? Sau? Bun, bun. În sfârșit. Na, aleluia. M-am salvat. M-am salvat de radiații. Ăsta cine o mai fi? Arr! Da. Ce pula mea tot vorbește acolo? Ah. Ah. O fi și ăsta un țigan spațial care vinde la fier vechi. Dar nu am fier vechi, pulă. Lasă-mă în pace. Nu, nu vreau. Nu vreau. Na. E fain aici că ești protejat de radiații. Na, hai da la nava aia. E fain că am acum timp.
Wow. Your starship. Da. Sunt curios cum arată starship-ul. Sper să pot merge cu el. Să scăpăm dracului de pe planeta asta. Ia uite starship-ul meu. Sper să meargă, sper să meargă. Dacă mai trebuie să o repar, atunci chiar că m-a futut Dumnezeu cu radiații ăștia. Îmi scade și viața. Na. Wow. Online. Offline. Offline. Critically damage. Mai bine de atât nu se putea. Na. Read the log. Da. Na, bun atunci. Repară-l. A, e offline. Păi desigur că este în pula mea. Pe o planetă plină de radiații. Normal. Deja mă doare capul când văd astea în inventar. Putem? Nu putem. Da. Mă zăpăcește complet acest joc cu craftatul lor. Dar în următorul episod, bineînțeles, am să fac mai multe chestii. Sau am să încerc să fac mai multe chestii. În acest episod, efectiv, după cum vedeți, mă tot chinui să văd cum pula mea procedez în acest joc și ce trebuie să fac mai exact. Deci asta e perspectiva? Asta e perspectiva, bun. De pe pătrat ies. Bun. Wow. Ferit dust 9. Ia. Ce mai fi și asta? Bineînțeles. Bineînțeles că nu e nicio conexiune. Broadcast. Ia să vedem. A. Da. Sunt tare curios la ce ajută astea. Ferit dust. Probabil este ceva foarte important. Sau una dintre cele mai importante lucruri de a crafta. Și am obținut și cobalt. Cobalt sau cobalt. Na. Cristale. Ia vino încoace. Na. Asta nu moare. Nu moare, bineînțeles că nu. Mori în pizda, mă, tia. Mori.
Hai. Am obținut mordită. 5 bucăți. M-au spart ăștia cu mordita lor. Nu merge. Hai, craftează. Bun. Mamă, câte lucruri trebuie să fac. Hai de capul meu ce joc. Ăsta e teoretic un joc pentru tocilari. Trebuie să tocești toate materialele futute ca să poți să știi să craftezi aia și aia. Că altfel n-ai cum să joci, ești prea retardat să joci acest joc. Numai tocilarii poate să joace acest joc, dar am să mă străduiesc să tocesc și un pic din acest joc. Da. Am să mă opresc aici. Vreau doar în acest episod să văd cam cum este No Man's Sky-ul cel nou față de cel vechi. Iar da, e la fel de futut, e la fel de dificil ca și în prima versiune. Dar acum asta e, va trebui să învățăm toate materialele chimice. Da. Am să mă opresc aici, iar numai bine data viitoare să sperăm să putem repara această navă mică. Dar până atunci, eu am fost HDFOSTAGAMERICD, ne vedem data viitoare și bineînțeles, ciao.